Vandalismul și nepăsarea unor cetățeni distrug fața municipiului Pașcani. Zilele trecute, două vase stradale mari pentru flori au fost sparte, iar într-una dintre situații, fapta a fost surprinsă chiar de o cameră de supraveghere video, amplasată la primărie. Duminică 2 aprilie, în jurul orei 20:30, o persoană care pare că nu-și ține prea bine echilibrul trece prin piațeta din fața sediului administrației locale și aruncă la pământ un ghiveci decorativ pentru flori. Imaginile au fost postate pe Facebook de administratorul public Mihai Claudiu Bodoașcă cu mesajul: vom încerca să identificăm persoana, poate ne puteți da un ajutor. Încă un vas stradal identic este spart de câteva zile pe strada Moldovei, peste drum de Banca Transilvania, în apropiere de trecerea de pietoni. Bucățile mari din ghiveci și pământul din acesta sunt lăsate pe trotuar, în văzul tuturor. Astfel de situații au tot avut loc pe raza municipiului, când diferite lucruri amplasate prin oraș au fost distruse. Bănci, coșuri pentru gunoi, becuri de pe stâlpii de iluminant, figurine decorative pentru sărbătorile de iarnă și lista continuă. Dacă vor fi identificați, cei care strică mobilierul stradal riscă amenzi usturătoare. De precizat este faptul că administrația locală a comandat un studiu de fezabilitate pentru amplasarea cel puțin 200 de camere de supraveghere, atât pe străzile municipiului, cât și în cele 5 suburbii. Documentul, care trebuie realizat în maxim 45 de zile, ar urma să fie prezentat în Consiliul Local, apoi vor fi făcute și proiectele tehnice. Pentru realizarea lor a fost deja încheiat un contract cu o firmă de specialitate, suma alocată fiind de 37.000 de lei fără TVA. Pășcănenii susțin că măsurile de supraveghere video ar fi necesare pentru prevenirea și combaterea infracționalității.